CSMR și ți-a obținut toate cele 3 puncte în partida cu FC Argeș după ce a reușit să se impună în prelungirile partidei cu 1-0 în deplasarea de la Mioveni. Unicul gol al partidei a venit în minutul 90 în urma unei lovituri de la 11 metri executată de atacantul Ciprian Rus. Antrenorul Flaviu Stoican a fost inspirat la schimbări, iar Negru și Rus au contribuit decisiv la victoria rosonerilor. Important pentru noi că am obținut o victorie muncită, o victorie contra unui adversar care are în componență jucători valoroși, jucători care au jucat cu state vechi sau cu jucători cu state vechi în Liga 1. Tofan, Balauru, Straton și ceilalți, nu vreau să-i număr pe toți. Sunt 7 jucători, mă uitam pe foaia de start, care au jucat în Liga 1. Și atunci este cu atât mai mare bucuria noastră că am reușit să ne întoarcem la reșița cu toate cele 3 puncte. Ca și meci, un meci echilibrat, deschis oricărui rezultat. Am avut și noi în prima parte situații de a marca, au avut și ei în repriza a doua, dar până la urmă fotbalul ne-a răsplătit pentru că am fost motivați, dornici, mai mult decât atât jucătorii care au intrat de pe bancă, și mă refer la Negru și Ciprian Rus și nu numai, au schimbat soarta jocului.